Bună ziua tuturor, bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu, Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilelor următoare, săptămânei următoare, pentru zodia vărsător, luna sau ascendent în zodia vărsător. Cu tarotul voi clarifica cu Sibil și voi cere un mesaj din partea îngerilor la sfârșitul etalării pentru dumneavoastră. Dragii mei dragi, haideți să descoperim împreună ce va fi în următoarele zile, în următoarea săptămână, pentru zodia vărsător, luna sau ascendent în zodia vărsător. Cum va fi aceste zile, ce surprize, evenimente veți... Ok. Haideți să vedem. Pentru toți abonații mei, pentru toți cei născuți în zodia vărsător, luna sau ascendent în zodia vărsător, ce va fi, ce se va întâmpla? Cum va fi următoarea săptămână pentru voi, dragii mei? Ok. Sunt prea multe. Haideți să vedem. Regina de bețe îmi spune o femeie în semn de foc, berbecilos, săgetător sau chiar vărsător, sau dumneavoastră puteți să fiți această femeie. Văd că sunteți determinată să nu mai coborâți la compromisuri. Sunteți determinată pentru a rezolva anumite situații, pentru a face față anumitor sfide, pentru a aduce stabilitate în viața dumneavoastră. Văd că veți deschide inima altor persoane, văd că veți străluci, veți fi în centrul atenției, veți fi foarte atrăgătoare sau magnetice, să spunem așa. Inteligență din partea dumneavoastră în ce privesc pasiunile dumneavoastră, hobby-urile chiar. Dacă nu sunteți dumneavoastră, o femeie va avea un rol important în viața noastră. Și văd că aveți nevoie, vă gândiți la această femeie sau aveți nevoie să vă odihniți pentru a vă recupera bateriile, vă văd un pic mai obosiți, da? Sau sunteți ansioși pentru că vă gândiți la câte treburi aveți de făcut, câte lucruri aveți de pus în ordine. Dar vi se spune să meditați, să vă relaxați, da? Pentru că vă văd un pic mai ansioși și mai neîncrezători și că aveți nevoie de odihnă. Pentru că vă gândiți la stabilitatea noastră. Nu puteți face pe toate, da? Așa că lăsați timpului timp și cu răbdare și dați importanță la sănătatea noastră. Regina de cupe, văd o femeie în semn de apă, Scorpion, Pești, la care vă gândiți sau cu care veți conversa, veți comunica. O persoană de iubitoare, sensitivă, altruistă, cu care vă veți gândi sau veți comunica prin mesaje, vă veți gândi la această persoană. Văd că vă veți gândi să vă vindecați. Și e posibil în acest weekend să vă ocupați de lucruri de pasiune noastră și de lucruri în ce privește vindecarea. Da? Emoțiilor, dar chiar și vindecarea corpului. Pajul de bețe îmi spune o persoană mai tânără, în semn de foc, berbecleu, săgetător, o persoană creativă, cu cine veți intra în contact, o persoană care va aduce entuziasmul sau vă va motiva, o persoană care e mai optimistă, veți fi pentru acea persoană, veți sări în ajutorul acelei persoane. Sau vă gândiți la un proiect, la un plan creativ și veți dori să întreprindeți ceva nou în ce privesc pasiunile dumneavoastră. Pajul de spade, văd că aveți dubii, îndoieli și sunteți analitici și sunteți mai direcți cu acest tânăr sau această tânără sau aveți anumite dubii, îndoieli în ce privește un plan, un proiect, veți fi mai direct sau veți avea gânduri, veți fi
analitici, vi se spune să fiți, veți fi mai curioși și să vă interesați să vă informați pe rețele de socializare în ce privesc documentele sau ceea ce vă doriți dumneavoastră să întreprindeți, să vă interesați mai mult, să vă informați mai mult, să aprofundați mai mult. Asul de monede, în ce privește un plan, un proiect, văd că veți studia, veți întreprinde ceva nou, văd că vi se va oferi o oportunitate, văd că veți avea parte de abundență, de resurse financiare, de sfaturi, o transformare importantă pentru dumneavoastră, un job, un loc de muncă, o sumă de bani. Regele de cupe, văd un bărbat matur care va fi mai înțelegător sau va fi compasionevole cu voi, va fi înțelegător în următoarea săptămână. Văd un nou început cu acest bărbat sau nu știu ce îmi spune de o lună, de o săptămână. Ați, poate, nu știu, ați îndeplinit o lună de când faceți un curs sau ați întreprins un nou drum. Dar văd și că veți primi mail-uri și vă veți ocupa de internet, tehnologie, pe rețele de socializare. Și acest, poate, doi tineri în semn de aer, gemeni, balanță, vărsător ca noastră sau berbecile, o săgetător vă va ajuta pentru a rezolva aceste documente online. Doiul de bețe îmi spune că veți planifica cu o persoană în semn de foc, berbecile, o săgetător sau veți planifica cu partenerul sau cu un colaborator o situație pentru viitor, pentru un proiect, pentru a duce la progres. Ceva care ați început acum o lună sau veți avea șansa unui nou început, unei noi carieri și trebuie să vă cereți sfatul unui bărbat în semn de apărat Scorpion Pești sau un bărbat mai matur și veți planifica cu această persoană pentru o situație ca să ducă la progres în viitor. 4 de monede. Cifra 4 are un rol important în viața noastră. 2 poate are un rol important. 1. Vreau să zic că veți fi un pic mai reținuți în ce privește un plan, un proiect. Sau veți fi mai posesivi sau veți încerca să controlați această situație. Vă gândiți la investițiile noastre, la stabilitatea noastră financiară. Vi se spune să faceți un echilibru între cheltuieli și intrările de bani, investițiile noastre. Văd că veți avea parte de stabilitate financiară, dar și posesivitate. Aici văd pe cineva care va fi mai posesiv în ce privesc lucrurile sale. Dar și vă văd un pic mai reținut în ce privește sfera emotivă, inima dumneavoastră. Văd că veți planifica cu partenerul sau cu această persoană, dar vă văd reținut totuși. Da? Posesiv. Adică veți încerca să dețineți controlul situației. Asul de bețe, cumpăratul. Aici este clar că veți avea parte de oportunitate. Asul de monede, un nou început. Asul de bețe, o nouă oportunitate în ce privesc pasiunile noastre, văd că veți acționa, veți fi creativ, vă doriți stabilitate financiară, veți merge într-o instituție sau văd veți acționa în ce privește proiectul dumneavoastră, pentru că vă doriți stabilitate și vi se cere să vă folosiți logica și disciplina pentru a avea succes și pentru a se îndeplini dorințele dumneavoastră. Împăratul văd că în casă, în familie, veți avea parte de stabilitate, veți avea parte de bani, un bărbat în semnul berbecului, capricorn, taur, fecioară, leu, săgetător, văd că vă va oferi stabilitate financiară. Și cred că dumneavoastră veți lua oportunitatea în mâinile noastre și veți decide, veți fi liderul propriei noastre vieți și veți planifica, veți organiza, veți pune la punct anumite detalii pentru a avea parte de tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Da? Cu asul de bețe. E în mâinile dumneavoastră decizia. Regina de bețe, în ce privește o căsătorie, văd că o uniune, o relație, văd că veți deschide inima. Da? Și veți avea parte de abundență, de un avantaj sau văd că veți colabora poate cu o femeie mai deschisă la culoare, mai castaniu deschis, blond, roșcat și veți avea un avantaj în ce privește o relație cu această persoană, colaborare, un parteneriat sau chiar o căsătorie.
pentru unii dintre voi. Sau dacă sunteți așa cum am spus, văd că veți avea parte de o căsătorie, un contract, o colaborare. 4 de spade, văd că mesaje, trebuie să trimiteți mesaje, răspunsuri veți primi, veți merge la, într-o vizită. Vă gândiți să trimiteți mesaje, să rezolvați anumite... Trebuie să răspundeți la cineva. Vă gândiți la acest lucru, la stabilitatea noastră. Regina de cupe. Văd că intrați în legătură cu o persoană, femeie în semn de apă la Scorpion Pești, care lucrează într-o instituție de stat, cum ar fi un doctor sau asistent, terapeut, etc., care va trece printr-o dificultate și are nevoie de atenția dumneavoastră. Trebuie să dați atenția persoanelor din jurul noastră, să dați mai multă atenție acestor persoane. Sau vă va spune de un bărbat în semnul berbecleu săgetător că e la spital sau trece printr-o situație de dificilă și are nevoie de vindecare și de atenție. Pajul de bețe. Ok, mulțumesc. Pajul de bețe, văd că veți face activități cu această persoană, berbecleu săgetător, un tânăr sau o tânără, sau veți primi un cadou sau omagiu, o noutate din partea unui tânăr, unei tinere, sau în ce privește un nou început, în ce privește creativitatea noastră și sunteți motivați, entuziasmați, poate și veștile pe care le veți primi. Pajul de spade îmi spune că sunteți sensitive dumneavoastră, da? Sunteți persoane indaco printre voi aici. Pajul de spade văd că aveți dubindoieli ce privește iubirea, în ce privește sentimentele sau dragostea. Și sunteți sinceri, dar și direct acolo. Cred că vă veți interesa mai mult sau veți fi mai curioși să aflați pe rețele de socializare mai multe. Ok. Asul de monede, văd că un bărbat mai în vârstă sau din trecutul dumneavoastră vă va da un sfat, o persoană înțeleaptă în ce privește oportunitatea sau chiar o sumă de bani pentru un nou început. Da? Sau veți avea parte de abundență. Ceva ce ați început deja sau din partea unei persoane din trecutul dumneavoastră. Regele de cupe, vești, comunicări bune, vești bune cu acest bărbat, rac, scorpion, pești, sau acest bărbat matur care vă va oferi aceste vești minunate sau ceva stabil, resurse. Sau dumneavoastră va trebui să cheltuiți o sumă de bani, să oferiți o sumă de bani acestei persoane. Doi de bețe, văd fidelitate în ce privesc colaborările, parteneriatele, văd că veți planifica, văd că onestitate, pozitivitate, relații, în iubire, în ce privește partenerul dumneavoastră din trecut sau... Văd un progres, dar totuși sunteți reținute și veți dori să țineți controlul. Văd că veți face o călătorie, o schimbare de judecată, în ce privesc investițiile sau... stabilitatea noastră. Văd o mutare pentru o casă, vă veți ocupa de o casă sau în ce privește o călătorie, o vacanță. Veți investi pentru o călătorie sau un drum sau pentru o călătorie, o schimbare de poziție de judecată. Poate cu partenerul veți lua decizia să plecați la un drum, să faceți o călătorie, să mergeți în vacanță pentru a aduce stabilitate în viața noastră. Dar vi se cer să faceți și un echilibru între cheltuieli și intrări. Asul de bețe, wow, văd, vreau să zic că aici va fi intimitate foarte multă, pasiune și stabilitate. Foarte multă pasiune și stabilitate și unii dintre voi aici văd că veți pleca peste hotare sau veți organiza, veți în ce privește stabilitatea, structura dumneavoastră, corpul dumneavoastră fizic. Aici văd în ce privește un tânăr sau un nou început, un proiect, veți da naștere unui nou început, un nou proiect sau oportunitate, creație, pasiune, intimitate chiar cu o persoană care bagă intrigă sau judecă, critică sau cu persoană și văd un pic de prudență, se cere prudență aici. 4-8. Aici se cere prudență, ploaie cu abundență, veți primi bani în următoarele zile, în următoarea săptămână, asta e clar, dragii mei.
Zice că pentru a vindeca o situație financiară, dă-ne nouă preocupările tale în ce privește banii. Îți faci griji în ce privești banii, vrei mai mulți bani, vrei independența ta și cred că în următoarele săptămâni te vei axa mai mult pe acest lucru și o schimbare de judecată, de poziție în ce te privește. Noi te vom ghida și îți vom demonstra cum să creezi și să accepti abundența în viața ta. Când vei lucra împreună cu noi, situația ta financiară se va vindeca cu aceeași rapiditate cu care o vei permite să o facem. Deci, dragii mei, pentru a vindeca această situație, ai încredere în îngeri și lucrează cu ei, ai mai multă încredere în ei, pentru că te vor ghida și îți vor demonstra cum să creezi și să accepti abundența în viața ta, da? Vei vedea că se va vindeca cu aceeași rapiditate cu care tu vei permite. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă nu v-ați inscris la canal, apăsați clopoțelul. Este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcursul cu ceea ce voi distribui. Vă doresc un weekend minunat, o săptămână minunată, binecuvântată. La revedere, numai bine, sănătate!